Iată, cultura a ieșit din această seară în parc, aici la universitate. S-au strâns și ceva oameni. Care e oferta pentru prima zi? Da, într-adevăr așa este. Lumea începe ușor-ușor să se adune și să prindă curentul de cultură în parc. În această seară avem expoziție de fotografie și scurtmetraje. De asemenea, avem și expoziție de pictură. Avem expoziție de fotografii ale artiștilor ce aparțin etniilor participante la proiect. Însă am colaborat și cu cei de la Clubul Fotografilor din Iași, care ne-au adus fotografii reprezentative pentru fiecare etnie. Să așteptăm să se lase un pic seara și vom începe și cu proiecția de scurtmetraje și videoclipuri, în care vor fi surprinse câteva tradiții ale acestor minorități participante. În fiecare seară, începând cu ora 18 până pe 30, putem veni aici și o să găsim desigur ceva foarte, foarte interesant. Așa este, vă așteptăm în fiecare seară, începând cu ora 18 până pe 30. Avem mâine seară, vă așteptăm la degustări culinare cu produse tradiționale reprezentative pentru fiecare etnie. Vineri vă așteptăm cu dansuri tradiționale. Sâmbătă vă așteptăm cu muzică tradițională, iar duminică, mult așteptată seara a invitațiilor speciali, cu canaf, mai godoraja, vom cânta la harpă cu Tatiana Podoleac, la duduc cu Cosmin Bălean, mai avem laută cu Lazar Constantin și Caius Hera și ucrainianul Marian Hadenko din Ucraina. Sucevenii prezenți la eveniment s-au declarat încântați de idee și au spus că vor reveni cu drag în fiecare seară de festival, ceea ce le recomandă și altora să facă, pentru că, da, cultura se poate face și în parc. Spuneți-mi, vă rog, cum vi se pare ideea aceasta de cultură în parc? Foarte frumos, mi se pare frumos, interesant. Pentru prima dată o să mai venim și la alte ediții poate vom mai fi și o să urmăresc. Ce vi s-ar părea mai potrivit să se organizeze în astfel de acțiuni? Păi tot din astea de cultură, e foarte frumos. Tineretul are de învățat ceva foarte frumos și educativ din toate astea. Și noi chiar ne bucurăm că suntem și noi pe aici, vedem și noi. Ne place expoziția care e făcută deja și o să vin și mâine seară și poi mâine seară să văd. Bună, fetelor! Vă place să aveți parte de cultură în parc? Normal, e foarte plăcut. Până acum ce v-a plăcut cel mai mult? E prima zi, adevărat, nu s-au întâmplat chiar foarte multe lucruri? Expoziția de lucrări, cred că e cea mai frumoasă. Și fotografiile sunt plăcute. Și ție ce ți-a plăcut? Tot expoziția de lucrări și fotografiile. Ați aflat care e programul în zilele următoare? Ce v-ar interesa să vedeți? Piesele de teatru, cred. Nu știu, vor fi degustări culinare, vor fi dansuri și muzică tradițională ale etniilor din județ. Cred că dansurile etniilor din județ ar fi interesant să le vedem. Și diverse concerte în ultima seară, cel puțin. Mai Godoroja, I'm Blue Spirit. Ar fi interesant. Ce v-ar plăcea să mai vedeți voi la astfel de evenimente pentru comunitate, până la urmă cultură în parc? Cred că să vedem elevi de la școlile noastre să participe la astfel de activități. Mai multă implicare din partea tinerilor, deci? Da, asta ar fi important. Da. Tu? Cred că tot mai multă implicare din partea tinerilor. Unde sunt tinerii ăștia dacă nu sunt aici în parc astăzi? Nu știu. Dar îi invităm aici, poate n-am aflat că pot participa la acest eveniment, nu? Desigur. Îi le faci o invitație? Vă așteptăm la Cultura în Parc. Cultura în Parc. Festivalul interetnic Cultura în Parc este organizat de Asociația Ghizilor din Bucovina, fiind un proiect finanțat de către EA Grants, programul Promovarea Diversității în Cultură și Artă în cadrul Patrimoniului Cultural European, Ministerul Culturii, Unitatea de Management a Proiectului. Scopul proiectului este de a contribui la crearea și menținerea condițiilor de dezvoltare și afirmare a identităților minorităților din Bucovina. În cadrul proiectului, până pe 30 august, vor fi realizate expoziții, spectacole de muzică și dansuri tradiționale, culturale și un atelier culinar. Care este programul și alte detalii despre festival aflați pe pagina culturaînparc.ro.